După ce casa Sergiu cel Lipidache a fost scoasă la vânzare de moștenitor, cei drept cu un preț imens în viziunea administrației locale, vorbim de 290.000 de euro, se pare că negocierile s-au reluat. Acum, edilul șef speră să obțină imobilul la un preț mai convenabil, mai ales că moștenitorii nu au oricum fondurile necesare pentru a reface clădirea. Suma maximă pe care primăria este dispusă să o ofere acum este de 200.000 de euro. Și dacă obținem un preț bun, de ce să nu recunoaștem? Și noi am fi interesați. Parcă nu ne-am dorit să o ia cineva și să o transforme într-o crâșmă, ca să fiu drept. Și nici nu ne-am dorit să o ia cineva și să facă nu știu ce club acolo. Este o zonă în centrul orașului, în punctul zero. Este o zonă importantă, încât dacă vom obține un preț bun, pot să vă anunț că în această perioadă se află la București fiul marelui compozitor, Sergiu cel Lipidache, și suntem într-o comunicare, să spun așa. Sper ca în această săptămână să ajungem pe un punct comun. Eu voi comunica și consilierilor locali într-o discuție pe care o vom avea după ședință off-record vis-a-vis de stadiul în care suntem, de unde am plecat și unde pot ajunge, ca să știu un gir din partea lor, să nu mă trezesc, pentru că nu ar fi o situație deloc comodă și onorantă pentru Roman să negociez un preț și când vii în Consiliul Local să te trezești că încep diferite păreri care n-au nicio legătură cu realitatea. Dacă primăria va achiziționa într-un final clădirea, aceasta va putea găzdui pe viitor mai multe activități culturale. Eu cred că o parte va trebui amenajată ca muzeu a marelui compozitor romașcan Sergiu cel Lipidache, iar o parte care se va preta pentru anumite activități să poată fi folosită. Concerte de cameră, unele activități care țin de o reprezentare mai mică din punct de vedere numeric. Poate fi gândit și ca un spațiu expozițional pentru diferite piese care nu fac obiectul în mod direct a muzeului de artă sau a muzeului de istorie. Deci eu cred că putem să găsim o destinație. Important ar trebui să vedem finalizarea părții de achiziție și apoi reparația acestei case, pe care ar fi păcat să o pierdem. Reamintim că la 5 ani după ce au solicitat retrocedarea fostei școli de artă, moștenitorii ai lui Sergiu cel Lipidache au decis să vândă imobilul. Motivul a fost lipsa fondurilor pentru consolidarea și reabilitarea clădirii.